Salutare, oameni buni! Astăzi suntem din nou la căsuța din Cătun și ne-am apucat de treabă. Suntem deja transpirați și ne-am adus aminte că trebuie să mai și filmăm episoadele astea din când în când ca să vă arătăm evoluția gospodăriei noastre. Noi suntem în Maramureș și avem deja o casă la care locuim de vreo 13 ani și anul trecut am achiziționat încă o gospodărie într-un cătun din Maramureș. Pentru noi e o provocare interesantă, deoarece spațiul ăsta e unul mai liniștit, mai retras, mai la capătul lumii, așa cum ne place nouă să fim în liniște. Deși și acasă, la căsuța noastră, unde creștem animale, creștem o bivoliță, creștem niște capre, și acolo suntem destul de retras, avem destul spațiu. Dar aici suntem cumva la rădăcinile lui Andreea, unde s-au născut bunicii și străbunicii ei în zona asta. Că eu, voi știți că eu sunt de la Oradea, crescut la bloc, și Andreea, soția mea, e crescută la bloc. Însă ne place tare mult viața la țară și ne place perspectiva pe care acest loc ne-o dă. Suntem lângă pădure, avem un pic de spațiu, avem aici vreo 52 de ari. Și a fost o gospodărie hectare părăset, a fost plin de urzici aici. În zona asta am filmat noi filmul ăla cu lădoiul, în care Andreea spăla lădoiul și Victor o sări din lădoi și o speriat-o. Și puteți vedea în spatele lădoiului ce se întâmpla și cum arăta locul ăsta, cât de mari erau urzicile. E bine, lasă jos. Dar e greu. N-am întoarce-te. Oh, dar ce faci? Încolo. Mă, nu așa. Hai încoace cu el. În care încoace? În partea asta, la altă, Dani. Așa. Doamne, că nu mine, nu știți nimniță fără mine. Bine că știți să ne doară spatele. Nu mă interesează. Nu te interesează. E bun așa. Cred că e bine așa. E bine, Victor? Dar nu te pune încă, păi bine, nu îl dăm. Ui, dar-i cald! Doamne, bine mere perdeaua asta tu, Andy. Nu cred că s-a dus. Mami! Mami! Da. Victor! Ia-i vai de mine! Ce faci acolo? Ce mănânc? Care? N-are ce lucra. Fără violență! Uite, cine ține cu mine? Tate, dar ce faci aici? Măi, copchile, îmi pun la punct birou. Cum adică? Vii să mă ajuți. Cum adică birou? Aici e biroul meu. Când mă ceartă mămică ta, să pot să vin să stau aici, să nu mă deranjeze nimeni. Să faci inimioare? Inimioare, da, uite, am un capac cu inimioare. Ce zici? Dar pot veni și eu aici când mă ceartă mami. Păi eu cred că poți, dacă ai treabă la WC-ul. Iac. La birou. Ia. Dacă ai treabă la birou, poți să vii. Na, no, mă, Victor, ce facem? Deja la momentul ăla, lucrările de curățare începuseră de mult. Și în video de astăzi vedeți cum mă chin eu cu tractorul, pentru că a venit cu UTB-ul 445 încoace. Mi-am adus și radioul cu panou solar. Și aici, cu acea remorcă de acolo, și aici am adus două remorci, eu cred că vreo 3-4 metri cub de gunoi.
pe care intenționăm să-i folosim în grădina asta. E prima dată când facem grădină aici în Cătun și pământul ăsta nu fusese arat niciodată, deci e foarte odihnit. După cum vedeți, grădina arată bine. Avem și vinete, ceea ce noi n-am avut niciodată la gospodăria noastră cealaltă. Ia uite acolo să văd niște vinete frumoase. Încep să se facă vinetele, încă mai apar flori. Foarte bine merg ardeii capia, dar în video de astăzi nu vorbim despre grădină, ci vorbim despre curățenia pe care o facem. Ia mutat grinzele de acolo, care stăteau din primăvară, de când am desfăcut. De când am desfăcut anexa aia de după căsuța aia de pământ, stăteau acolo grinzele și acum le-am băgat frumos aici în șură. Nu o mai deschis șura să vă arăt, dar vedeți acolo la mijlocul șurii, capătul lor aproape că iese afară. Na. Și dacă rămâneți cu mine în acest video până la final, veți vedea ce mai fac astăzi aici în Cătun. Dar deja s-a obosit, e sătul de lucru. Însă vreau să vă arăt că mă descurc și singur, din nou, pentru că ia uitați cum am urcat buștianul ăsta. Ăștia doi am urcat fără ajutorul tractorului. Am tras cu tractorul până aici aproape și m-am chinuit. Ia uitați ce lungesc, cam 3 metri și destul de foarte groși până i-am suit. Problema e că buturuga asta de prun e mult mai groasă și mult mai grea, deși stă din primăvară pe pământ. Și o să încerc astăzi să duc toți puștenii ăștia în gater să mi felieze, pentru că la cât e gros buștianul ăsta de buturuga asta de prun, eu cred că o să iasă probabil ceva scândură interesantă din ea, o vedem. Dacă nu, în cel mai rău caz, o băgau pe foc. Dar să vedem dacă iasă ceva frumos din ea. Și uite așa, pe tiranți, am reușit să o ridic. Partea asta altă fiind mai ușoară și cu buștienii ăștia să ia, am pus-o pe remorcă, am legat-o cu lanț și ridic partea asta altă. Și odată ridicat aici, încolo nu mai poate mere. Așa că odată ridicat pe tiranța aici la nivelul remorcii, e destul de ușor să-l rostogolesc încoace. Și socotesc că lanțul ăsta ce l-am cumpărat din târg, din Baia Mare recent, cu 20 de lei, mi-a fost de foarte, foarte mare ajutor, pentru că e lanț răsucit, sudat și foarte, foarte bun. Ia uite. Aproape că mi-o măr și pe picioare, dar nu e nimic. Așa mici, așa tentative de accidentare am mai avut, dar n-am pățit să mă accidentez rău. Să vede. Așa vesel, așa. De bucurie. Așteptam de ceva vreme să ne apucăm la geamurile astea. Și pentru mine e foarte important să le curăț bine, bine, chiar dacă sunt folosite. Cred că o să le dau o viață nouă și o să arate foarte, foarte bine, pentru că mie îmi place, sunt foarte minuțios la detaliile astea, vreau să-și mirglez frumos toată vopseaua veche. Nu o să curăț până la lemn, dar cei care vopsit înaintea mea, o vopsi fără să-și mirghilească lemnul. Și avem foarte multe straturi foarte abrazive. Nu au fost chituite deloc geamurile astea. Nici noi nu o să le chituim foarte mult, dar vreau neapărat să le șmirglez toate zonele astea unde lemnul îi ca și frânjurit și foarte, foarte abraziv, mai ales pe la marginile astea. Faptul că a fost dat deja lemnul cu grund și cel puțin un strat sau poate două de vopsea, înseamnă că frânjurile s-au întărit acum și foarte ușor le iau cu un pic de... N-am șmirghel la mine, dar un disc de ăsta de flex, de tăiat metalul, face treaba foarte, foarte bună, pentru că e ușurel și subțirel.
Hai de mine cât o durat pe fuitul la geamurile astea. Se putea și mai bine, dar eu sunt mulțumit. Și sunt destul de pretențios. Cine nu-i place, de-am încolo, să nu se nici uite. Ce să cumperi compresoare și să cumperi scule scumpe, că compresorul e aici. Bun, acum vă arăt o șmecherie ce am învățat-o în plimbările mele prin lume. Pentru că vreau ca vopseaua să fie impecabilă, vopseaua cea nouă pe care o să o dau eu acum. Și o să vă arăt ce șmecherie folosesc ca să-mi iasă perfect linia dreaptă între tocul geamului și sticla. Mă interesează să pun banda foarte, foarte drept și cam la un milimetru de lemn. Aproximativ. De când dăm banda jos, să vedeți ce frumoasă linie rămâne. După mine, banda trebuie să fie foarte bine apăsată. Sigur ajută să aveți o bandă de calitate. Că și astea sunt de mai multe feluri. Și acum începe distracția adevărată. Pentru că cea mai nasoală, cea mai neplăcută parte în construcție este că de multe ori ai de făcut, mult timp ai de investit în pregătire, până când vezi rezultate, uite așa. O să dăm două straturi. Primul strat îl dau acum. După aia voi da kit și retuș pe unde e nevoie. După care voi retușa cu vopsea peste zonele kituite. Și apoi voi da încă un strat de vopsea. Și cu asta cred că voi fi mulțumit de rezultate. Abonați-vă la canalul Urășan la Țară dacă nu sunteți abonați. Pentru că noi întotdeauna facem lucruri frumoase. Culoarea asta albastră de la geamurile astea s-ar putea să fie un pic de provocare vizuală, însă mi-e place să alegem niște culori așa mai provocatoare, cumva din paleta care totuși se poartă pe la țară. Paleta de culori, acest albastru drăguț. Și acum, ca să-mi iasă linia dreaptă pe lângă geam, o să folosesc între bandă și lemn o linie subțire, subțire de silicon acrilic.
Așa. Și acum, pe când aplic vopseaua, nu o să meargă niciun exces de vopsea pe sticlă. Nu mi se scurge pe sub bandă. Sticla mea o să rămână perfectă. O să vedeți imediat. Ia uitați ce frumos. Ce frumos se vede linia. Asta e linia. Rezultatul. L-am avut de ajutor pe Victor aici, de m-a ajutat când am gletuit pereții. Uite ce frumos s-a implicat dumnealui. Dar ce faci acolo, puiule? Ai bine tu? Ți-o dat atât de lucru. Da. Ce-ai vrut? Păi da, ce frumos ați făcut! Vezi lucrurile acolo. Deci că e mult, așa-i? Mă bucur să am un băiat de 9 ani acum care e foarte interesat să lucreze împreună cu tăticul său. La orice îi e făcut. Pentru că pregătirea geamului a durat foarte mult, ziua de ieri s-a încheiat fără să pot încheia lucrul la geamul ăla. Și din păcate astăzi plouă. Ieri am vopsit aceste două geamuri și le-am lăsat afară. Le-am lăsat acolo pe masă, pe când am ajuns acum de dimineață, îl sude complet. Sigur, le-am vopsit numai pe parte. Și plănuiam să fac asta în continuare astăzi, pentru că e mult mai ușor să le vopsești pe un suport decât direct pe geam. Dar nu e nicio problemă, mă pun să mănânc ceva de dimineață, că e ora 8, Andreea m-a adus repede aici și-o tot plecat. Mi-am pus niște cereale cu mine, mi-a pus merinde și geamurile arată destul de bine pentru primul strat. Sper, sunt sigur că voi termina astăzi geamul ăsta și probabil jumate din celălalt, pentru că astăzi cam numai geamuri am de lucru. Eu mănânc foarte des cereale. Cereale de-astea zdrobite, cu stafide, cu alune, cu ce mai au prin ele. Și pentru că e dimineață, asta o să mănânc astăzi. De ce îmi plac cerealele astea? Pentru că pot să adaug deasupra lor iaurt din lapte de capra făcut de Andreea, care îmi place foarte, foarte mult. Ah, ce bun! Și procedez în felul următor. O cănuță de cereale, vreo 3-4 linguri de miere presărate pe deasupra, iaurt, niște pernițe de astea de la Lidl, care cred că le-au stricat copiii ambalajul de le-au băgat în altă pungă, sau le-au spart, le-au rupt cu tătul când l-au desfăcut, și mai bag un pic de iaurt pe deasupra. Și după aia le amestec. Mamă, ce bun e iaurtul ăsta de dimineață! Le amestec și le împachetez. O să termin iaurtul și mă pun la mâncat. Jumătate de litru de iaurt. Uite-te tu ce repede trece.
Nu știu ce junghi m-o prins la spate de vreo 3 zile, de-abia dorm, de-abia mă întorc, de-abia respir, dacă mi-e să sughit, sau să casc, sau să tușesc. Bine că mă tușesc, că e vară, da? Foarte, foarte rău. Am ridicat ceva lemne foarte grele și ceva părea ca o mușchi la spate, așa, pe jumate din spate mă ținea acolo. Dar acum sunt mult mai bine, deși și acum mă jenează. După cum ați văzut, am mutat canapeaua aici. Vrem să ne putem simți comod când venim aici într-o cameră sau două. Pentru că venim constant la lucru. Și măcar să avem o cameră curată în care să mâncăm, în care să ne putem odihni, în care să putem eventual dormi de amiază, dacă e caniculă și așa mai departe. Hei, Bida, n-am știut că te-ai apucat de OnlyFans. Nu fac OnlyFans, deci am auzit că OnlyFans se pot face și altfel de lucruri. De exemplu, lucrări din astea de construcție. Deci sunt oameni care nu știu cum să le facă și aș putea să-i învăț eu, știi? Mhm. Ce e acela OnlyFans? Numai ventilatoare sau numai garduri? Ah, fans. Ori? Numai șlapi. Acum singurul moment în care pot umbla cu geștile în prizare. De fapt, ăla e întrerupător, dragul tati. Da-ți să văd unde le găsim pe la... No, nu trebuie acolo. La afli tu? Asta iese. Prinsă de tulpa. Întrerupător. Întrerupător, mă zic. Văd că tu studiezi, Sofia, ca să nu trebuiască să ajungi să scoți întrerupătoare din pereți, așa? Mm. Și e o carte frumoasă? Bine, plăște și vă mănâncă. Wow! La mine un pic acum? Da, da, vreau și e! Mă, gata, acum eu. În găleata de agră punem două găleți de apă verde. Aoleu, dar cum să mai scot? Că durează. Du-te, du-te, du-te și scoate. Cum adică scoate? Amin. Mai tare le pereți, da? Da, da. Yay! Da. Uite tu ce frumos face Sofia. Sofia, dacă mă coșești prea mult, începe să se desprinde de acolo. Te-ai dat seama? Da. Nu. Că tu trebuia să-l lași așa cum îi și gata. Spală buretele. Dar tu poți să vopsești și eu. Măi, tu musai vrei tu să vopsești? Da. Și eu ce mai fac? Nu știu, stai și te uiți. Fii atent, ia-l la mică și dai aici pe lângă perete, în sus. Așa te socotești? Hei, uite la mine. Victor. Da. Așa ce să cotești, vopsea aici, pe partea asta, să nu fie groasă. Deci aici nu are nimic dacă e, dar aici să nu fie. Da? Și nu te duci până sus, de acolo în jos te duci. Până unde poți. Până așa de 30-40 cm. Sofia, dă-te jos de acolo, să nu se prăbușească ceva cu tine. Nu se prăbușește. Nu se prăbușește. Pune chici în găleată, în găleata de lavabil. Nu ești prea entuziasmată de culoarea asta, dragă. Nu, dar prea din căpătate, e bună. Nouă. Ca nouă e. Eu zic că o să te stropesc în cap. Lasă-mă puțin de el. Aici. Și de aici. Uite-l.
câtă lume aș face altul. Am făcut niște socoteli cu Andreea recent și dacă socotesc cât timp am cheltuit să vopsesc geamurile astea, de fapt, să mă duc după ele, până dincolo de sichet, să le montez, să le șlefuiesc, să le vopsesc, vai de mine că sunt mai scumpe ca termopanele. Și dacă, că noi ne-am socotit, am întrebat un tâmplar de aici, din zonă, cât ne-ar costa să ne fac un geam de ăsta, de nou. Că voiam să mergem pe modelul vechi, tradițional de geamuri și dumnealui ne-a zis că de la 1000 de lei în sus, lemn, cu lemnul nostru, parcă așa e? Mi se pare că cu lemnul nostru, adică să-i fi dus noi scândură uscată, 1000 de lei, plus sticla, că unul dintre geamurile astea a fost sparte, ăla de acolo, și l-am schimbat, a fost 60 de lei o foaie de geam. 6 ori 6, 36, 360 de lei geamul, sticlele, 1000 de lei manopera, lemnul încă vreo 200-300 de lei probabil și deja ajungeai la 1600 de lei plus montajul, dacă trebuie să ți-l facă cineva, plus șlefuitul, plus vopsitul, că așa le-a noi și dacă le faci de noi trebuie să le pregătești un pic. No. Dar noi n-am dat atâta pe ele timp. Din păcate am dat mult ca să le scoatem la liman și să arate atâta de frumos. Dar de fapt, nu știu cât de bine o să vadă pe filmare, o să văd cum o să editez. Însă, aici la fața locului, geamul arată foarte bine. Se vede foarte fain ăla din spatele tău oricum. Da? Mm-hmm. Nu, bucur că au meritat lucrarea. Dar trebuie un pic să te grăbești. Știu că ești foarte migălos. Nu mă grăbesc, că dacă deci cură... tu ești foarte migălos, ești foarte implicat, dar poți să te grăbești un pic. Nu mă grăbesc, că dacă poți mă grăbesc... să te grăbești un pic. Să stropește păretele, să stropește lemnul, după aia păcând închis geamul, dacă e mai greu să vopseau și să o scurs poare unde de acolo să lichtește, să te lichtește, lasă tu meseriașul, că meseriașul... Da, dar eu vreau să terminăm asta și să apucăm să și stăm aici un pic, pe canapia, tolănit, să nu fie întuneric. Până termin tu de fript cartofii aia și mă chem pe mie la masă, eu cred că o să fiu gata și cu geam. Uitați ce frumos a spălat Andreea geamurile. Nu te evite, bagă în priză. Dar nu mi-ajunge generatorul acolo. Nu mi-ajunge. Nu, da, ia. Nu, ce vrei să fac? Hai mă, Victor, ce echipă bună facem noi iarăși. Și am vrut să facem ceva unicat. Așa că ia niște crengi de nuc. Invers, Victor. Le-am așa, asta. Curățat un pic de mușchi, că deoarece mușchii ăștia se uscă. Se uscă și vor cădea, vor face mizerie în cameră. Le curățăm cu peria și imediat le vom prinde în perete. Mă întreb de cum o să o punem și pe asta, că e îndoită. Păi, tocmai că e la o îndoitură diferită, că nu-s tocmai la fel, uite, vezi? Păi da. Se seamănă un pic. Și uite, așa o să cam vină pe perete, doar că mai depărtate. Exact așa. Prinse aici cu niște... Bun. Gaura mai spate sau mai față? De ce nu vreți uite să cam... le punem pe asta? Păi din alea toată lumea Victor. Are, Victor. Hai să încercăm să facem ceva diferit. Nu. Bă, tu nu te tângâna omul, dacă nu poți să ții de ăsta, nu te zice numai așa, ține el. No. Burghiu cam mare pentru... Ia să vedem, Victor, dacă intră țeava acum. Da, la mine. Vrei să verifici tu? Da.
bine să fii un pic mai mare. Mă, tu îi zice că mi-i băgat de vină că e pe mare. Da. Du-te, mă! Mucea. Zi bine, Lucia. Tati, foarte bine. E bine, că e pe mare. Și am după ce l-am tăiat și l-am și mirghilit. Da, păi nu, nu l-am ăsta să-l stricăm. Ai văzut că arăta mai bine, mă, degeaba. Nu o să-ți placă. Nu o să-ți placă. Ajungem și la final, oare? Vedem cât mai ține bateria în generator. Vedem cât mai ține benzina în generator. No, aici am cam dat în gol. Sus ține destul de bine, mă. Oricum nu ne-o punțuța pe piele. Victor! Da? Hai să ne înțelegem aici la cât tăiem fierul ăla. Cam așa ceva e bine? Da, să nu lasă, să nu se vadă fierul, dragule. Dacă nu vrea să-ți aptica jos. Un pic, foarte puțin, e două degete, două degete maxim. 2,20. Ai zis la 2,20 și l-ai făcut la 2,30. 2,25. Dar-i prea mult! Ia, l-am redus la 2,20. Dar sigur că am doar urșii ne interesează pe noi, nu lucru. Sofia, dai tu nu vrei să mergi acasă? Ursul polar. Ia, Victor, ruleta și... discu. Bun, am încolat, nu vorbim. Nu, nu. Stai să mă încășc eu. Stai. Hai să o vedem. Alo, da, te ajut? Da. Te ajută? Tu l-ai, Doamne, cât poate fi de mândru. Lumina avem de la mizilicul ăsta mic cu panou solar, care pare că ne luminează un pic. Poate într-un alt video să vă spunem cât ține bateria asta. Dar deocamdată avem o sură de lumină, avem și draperie. Să vedem dacă avem și perdea astăzi. Avem și perdea. Poate că am oprit aspiratorul un pic cam repede. Duc generatorul de aici, sau ce fac? Aș da un pic pe covor, că văd că e cam murdar. A fost desumflată? Da, foarte vezi tare. În spate. Mateo, aia? În spate trebuie. Ua! Mateo, ține de bicicletă? În spate trebuie umflată. Și în spate trebuie, da. No, dar ce faci, dragă? Te-ai pus la lucru. Eu nu lucrez acum. Acum e cea mai faină relaxare pe care pot să mi-o ofer. Dar ce coș acolo? Uite, coș un guleraș de la o cămeșă ce mi-am făcut-o eu cu mulți ani în urmă și n-a reușit să o mai termin niciodată. Acum vreo 3 ani, 4 ani de început. Cred că 3 sau 4 ani ăsta. Mândru, mândru. Dragilor, asta e camera. Noi zicem că e gata, dar oblacele
geamurile din spatele meu, mai trebuie vopsite. Tocul e vopsit. Mai trebuie vopsite geamurile. Dar am pus deja perdelele, avem și covor pe jos. Și până la primăvară, când vom schimba podelele, cam ăsta e formatul. Scândura asta așa rămâne. Andreea zicea că o să mai vopsească ea podeaua când avea vreme, dar mă tem că n-avea vreme. Nu o să o mai vopsesc, nu are rost. Acum am pus un covor pe jos și totul e ok, curat. Da, ia uitați, mi-am găsit o pană faină. Cred că e balaur. M-a întrebat copiii de ce îi șans că e Camila. Dacă știți voi ce fel de pană e asta, eventual scrieți-ne în comentarii. Ori de barză, ori ceva uliu. Ăsta e video de astăzi, dragilor. Nouă ne place cum a ieșit camera asta. Suntem tare bucuroși de aia că în sfârșit avem un spațiu curat când venim aici la Cătunul din pădure. Și spuneți-mi ce părere aveți de perdelele astea, că mi se par tare simpatice. Da, albastre, așa cum ne plac. Și draperiile astea mele de nuc. Suporți ăștia de draperie de nuc. Nu-i luxul din Dubai. Dar nu e... să fie lux, noi vrem cât mai... Deci, încă o chestie. Comparat astea, cu ce-a fost aici, e foarte, foarte bine. Decorul din interior, adică perdelele și canapeaua și astea, astea spuse provizoriu, așa că să ne simțim noi bine pentru o anumită perioadă. Dar am perdele tradiționale și chestii foarte faine pregătite. Numai să terminăm cu toată casa și apoi o să știu toată că le pot... Toată casa sau podelele și nu, ușa. Toată casa, că pe bucătăria și tot, atunci le-ai scoate. Dacă aș cer stupune că dăm toată casa, mai trec vă 4 ani. Păi nu-i problema. Eu zic că după ce se termină ușa de vopsit și podele noi anul viitor în primăvară, până în vară, poți să-ți pui aici închis ușa cu cheia și nu se mai perinde nimeni. Nu, îmi vedea, dar nu zic că e ok deocamdată, mie îmi place. E binișor, avem nevoie de perdelele, mai ales pe geamul ăsta, că vine foarte mare căldura. De aici bate foarte mult soarele și în perioada asta. Se încălzește vara când e canicul. Toată să... am cules păstăi și toată să... frunze. Da, trebuie să vă spun că eu am și dormit odată de amiază, când am fost cu Victor aici, de-am cosit iarbă de pe cartofi. Noi am dormit excelent, că e canapeaua cam veche, deja e din 2014. Ba, am dormit binișor, că mi-am pus cerșaf și a fost destul de răcoare, fiind geamurile închise și umbră. Și am dormit vreo 45 de minute, așa că e bine. E foarte drăguț aici, așa ne simțim de relaxați. A venit nepoțelul și a zis, vă lipsește un televizor aici. Și copiii amândoi, nu, aici nu pune. Le-am adus cărți, mai citim, mai coase. Apropo, mai... că eu până am dormit, noi avem o regulă în casă la noi. Copiii nu au voie la ecrane și la televizoare până nu citesc minim o oră pe zi. Și televizorul și ecranele îs numai după ora 5 după masa. Așa că în ziua când am dormit, pe Victor l-am pus să aleagă de acolo dintr-o stivă de cărți și am ales eu, de fapt, că nu s-a putut hotărâ, Sadoveanu venea o moară pe siret. Și-o citit da, el... un pic, că nu-i... asta nu-i... Bă, nu, că am crezut că e piesă de ia teatru. Ia vezi câte pagini o citit până la... că au zis că o citit vreo 25. Bine că îl mai întreb eu din când în când... La 18, până la 18. Eu îl mai întreb din când în când despre ce e vorba în carte și de data asta o zic că nu prea știe. Da, ceva cu secetă, cu nu știu ce. Așa-i pornim pe copii cu cititul. Nu au voie la televizor, la tabletă, la ecrane, la telefon, la nimic, până nu citesc minim o oră pe zi. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Ajutați-ne neapărat cu algoritmul să ne dați un like, să ne scrieți comentarii. Și abonați-vă pentru că am văzut și am observat că peste jumate din cei care se uită la noi nu sunt abonați. Nu știu de ce. Abonați-vă la canalul Orășana Țara că facem chestii faine. Și vă mulțumim pentru vizionare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!